Bună dimineața! Mergem la mare cu cortul, dar în primul rând vom merge să dăm examenul la Krav Maga, un examen pentru centura neagră, în care în sfârșit și eu după ani de zile îmi iau centura neagră. Asta înseamnă că am însumat toate cunoștințele necesare pentru a putea fi cu adevărat spardoi cu centură. Cort, scaune, bidon de apă, saltea, haine, evident, chitară. Trebuie și eu puțină muzică, că netul acolo e mic, e scurt. Avem și lemne pentru foc de tabără, cu care încă n-am luat, dar până atunci o să vedeți examenul meu de centură neagră. Și sper să vă placă. Nu cred că o să fie extrem de dur, pentru că este foarte mult pe tehnică, dar haideți să pornim la drum! Se rupe somnul, rupe! O să plătați pentru treabă? Odată în viață să ia centura neagră. Da. Încercăm să îmbinăm partea fizică cu partea tehnică. Aliat, drept și mare. Os! Unu. Doi. Trei. Tehnici de lovire, atac, brațe, cu explicație. Stând în față, ne poziționăm în gardă. Vom executa directă de stânga. 5, 6. Suntem în gardă și lovitura se execută. Prima dată pleacă pumnul, da? Este urmat de cot, umăr și intră și bazin. La numărătoarea mea, directă de pe piciorul din față, directă de pe piciorul din spate, da? Una după alta. Și 5. Dragii mei, acum urmează lovitura preferată de noi toți, croșeul nimicitor, de pe piciorul din față. Care trebuie să știți o protejație pe zona internă, da? Direct de data, de... Hop! Așa, așa. Ok. Ok. Important e că acum mergem la mare și punem cort. Vezi? Asta e de lucrezi în construcții, încerc să vinzi, uite. Nu sunt egalitate. Am făcut oprirea regulamentară la benzinărie, am alimentat, am luat sandwich-uri, am luat și o sticluță de-asta pentru energizare. Iar acum pornesc pe autostradă spre plaja Vadul, unde stai cu nisipul între nări, unde dacă nu ți-ai adus băutură de acasă, dacă nu ți-ai luat mâncărică, riști să cerșești pe la alte corturi. Și iată, pornim la drum. Chiar am observat că la mașina asta nu există freon. Dacă aș fi știut dinainte, ar fi fost super bine. Vă mai țin la curent de pe drum. Dar cea mai interesantă parte a excursiei va fi montarea cabanei, practic. Am făcut o cabană, practic. Este un cort cu 700.000 de acareturi și va fi extrem de drăguț. Mergem spre Contanta. Pa, pa, bibam! Aceasta este doar o parte din cort. Haideți. Cortul l-am făcut greșit, am sunat pe că asta vine prima. Deci noi acum ce vom face, dragilor? O vom lua de la început.
Acesta este cortul, este terminat, view-ul este superb. Cum v-am spus, este de comandat trecerea prin sufragerie, avem aici o mică covertură. Avem frumos aranjate, pom, chitara evident nelipsită și o carte la pat să citim când avem nevoie. Bun, și acum o să mă duc în apă. Acesta este momentul pe care eu îl așteptam, să stau la apusul soarelui, să mă uit la mare și să nu fac griji că deranjez pe cineva, să fie distanțare socială în primul rând. Ce are o marfă proastă și o nevastă, ce se arde cu un jandar? Prima seară la cort în 2020, după pandemie, mă simt extrem de bine, rar mă simt extrem de bine, asta este de specificat. Sunt la un pahar, de până în amintiri, ascultând o melodie turcească de data asta. Putem să readucem aminte sezonul 3 din Vlad. Mulțumim ProTV, mulțumim că ne-a oferit această șansă de a ne exprima talentul acela care este acolo. Atât se aude, o melodie turcească și valurile mării care lovesc țărmul. Pe mâine! Și uite, cam așa se face cafeluța la cort în sân. Avem aici butelia în sân, cafeluță. Cel mai așteptat moment al dimineții este acesta. Am vrut să iau generatorul de curent doar ca să pot să-mi fac cafea, dar m-am gândit că o să-i omor pe oameni de creier, pentru că generatorul ăla scoate sunet și n-am vrut să deranjez în jurul meu, așa că am rămas doar cu această butelioară. Bună dimineața, cafeluța e gata! După o noapte extrem de liniștită la cort, din informațiile mele am înțeles că vecinii de cort au fost cam gălăgioși la ora 6 dimineața. Eu n-am de unde să știu cu exactitate, pentru că nu pot trăi aceste experiențe pe pielea mea, pentru că dorm ca un buștean. Voi vorbi cu reprezentantul lor de cort, asociatul, asociația, cel care se ocupă de 3-4 corturi. Am făcut cafeluța și suntem părelați. O să mai montăm ceva azi, pentru că soarele o să fie destul de arzător. E foarte interesant la cort, pentru că dacă stai un pic și asculti, auzi recomandări vis-a-vis de kerhana, de mâncare, de cum e apa, de ce s-a întâmplat aseară, cine a băut, cine n-a băut, cine a făcut scandal. Cort am pus alarmă în caz că se apropie cineva, îmi țiuie în telefon. Am luat și gunoiul să-l pun în mașină pentru a-l arunca mâine. Mi-e frumos să lăsăm plastice sau alte deșeuri pe o plajă protejată. Este o după-amiază de duminică extrem de liniștită și mă duc la kerhana să mănânc. Este luni și plaja este mult mai liberă. Aș mai fi stat cu siguranță câteva zile bune, dar iată că... Da, este foarte greu la cort, pentru că n-ai mâncare bună, suntem ceea ce mâncăm. Eu mănânc o brânză mucegăită. Ați prins-o?
nimic la Cercana. Și când m-am întors, protecția asta de soare era strânsă, a fost furtunul extrem de mare, încât să îmi dărâme o bucată din corp. Asta înseamnă că data viitoare o să fac niște țăruși. Că nu mai există această posibilitate niciodată. Dar uite că n-am venit pregătit cu țăruși, dar data viitoare o să am. Dar cum trebuie să stâng. Mulțumesc tu, vă, mulțumesc. Și acum apusul în plaja liberă, ce foarte frumos. Trebuie să ajung la filmări mai devreme. Mine dimineață, chiar la prima oră trebuie să mă trezesc, să strâng cortul, dar nu o să-mi ia foarte mult, pentru că la strâns e mai simplu, la montat e un pic mai greu. Așa be oamenii, frați, așa be oamenii, frați, de sâmbătă până marți, de sâmbătă până marți. Și mă roagă ziua toată să nu mai rămân. Eu nu pot să dorm și-l văd pe Ion în vis cu dorul nevădăstins. Glum. În jubina nu îndrăznesc. Acolo sunt niște pescari care își pregătesc plasele pentru a ieși în larg și a prinde pește. Și așa verifici și văzându-i, știi, verifici că la Cherhana aici mănânci tu pește proaspăt, nu pește congelat. Deci s-a verificat. A fost frumos, cât a durat. Ședința aici nu s-a terminat, e o ședință, mă rog, nu știu ce probleme au, dar îmi pare ceva simplu, dar trebuie să plec. Filmare Vlad. S-a strâns totul. Aici a fost un cort. Cam asta a fost, dragilor, experiența mea cu cortul. E destul de frumos, e alt sentiment, un sentiment de libertate. Nu-ți bubuie 7000 de melodii consecutiv în cap. E pentru cei cărora le place să mai facă câte ceva, adică le mai place să și servească singuri. Cam asta a fost. Vă pup cu drag, eu mă duc la filmare, la Vlad, pe aventura viitoare.